Matei, capitolul 11, versetul 28, vreau să citim versetul împreună și apoi să citim împreună de la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 23. Două versete care prezintă două chemări și aș vrea să le citim împreună. Primul verset, Matei, capitolul 11, versetul 28, l-aveți afișat, haideți să spunem împreună. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Amin. Și Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetul 23, așteptăm să afișeze și spunem împreună acest verset. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin. Dragilor, aș vrea să vă spun un lucru foarte important pe care repet unde mă duc și aș vrea să facem o rugăciune. Biblia este o carte încuiată. Nimeni nu poate descuia Biblia. Niciun muritor, niciun deștept, niciun filozof nu poate pătrunde, pentru că această carte este codată, este cifrată. Singurul care poate descuia Biblia este Duhul Sfânt. Eu am deschis-o fizic și o deschid și acasă și de multe ori nu înțeleg nimic când citesc din ea, fără Duhul lui Dumnezeu. De aceea suntem dependenți de Duhul lui Dumnezeu care poate face descoperire. Unul dintre Sfinții Părinți spunea că fiecare verset din Biblie conține un ocean de taine. Mă închipuiți-vă că eu vă aduc o picătură dintr-un ocean. Suntem atât de mici, dar Duhul lui Dumnezeu care a inspirat Scriptura este atât de mare. Să ne dea o picătură cu care să ne înviorăm în seara aceasta. Slăviți să fie Domnul! Cele două versete, așa cum v-am spus, prezintă două chemări care le vom aborda în seara aceasta. Prima chemare, dacă pot să afișez, este o chemare care spune, veniți la mine. Trebuie să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că în chemarea aceasta, veniți la mine, câștigătorul, beneficiarul suntem noi, perdantul, plătitorul este Dumnezeu. Deci atunci când Dumnezeu face chemarea aceasta, veniți la mine, căci eu vă voi da. Trebuie să înțelegeți că totul se primește gratuit, fără nicio faptă, fără nicio plată. Plătitorul este El, noi suntem câștigătorii. Efectiv, dacă vii la Hristos, la cruce, toate bogățiile care au fost câștigate la cruce, toate victorile de la cruce, îți aparțin ție fără să faci nimic. Singurul lucru care trebuie să-l faci este să vii la El cu credință și cu pocăință. Nu trebuie să te bizui pe forța ta, pe puterea ta, pe fapta ta, pentru că vedem aici clar, zice eu cu E mare, vorba de Dumnezeu, vă voi da. Deci noi nu avem resurse, nu avem capacități necesare, totul primim prin credință de la Dumnezeu. Și totul, nu știu dacă dumneavoastră puteți înțelege, când sângele Domnului Iisus trece peste viața cuiva, îl face pe omul acela curat ca Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Adică Tatăl când se uită la tine, ai venit la Iisus și curge sângele Lui peste tine, peste viața ta, Dumnezeu Tatăl te vede ca pe Fiul lui Dumnezeu, curat, neprihănit, sfânt, fără pată. Niciunul dintre dumneavoastră n-aveți nicio șansă să ajungeți în Împărăția lui Dumnezeu bazat sau bizuit pe faptele dumneavoastră, pe capacitățile și pe puterea dumneavoastră. N-aveți absolut nicio șansă, toate lucrurile astea se câștigă la cruce. La cruce trebuie să credeți că sunteți socotiți, neprihăniți, sfinți, fără pată și curați. Pentru că dacă nu sunteți așa, nu puteți intra în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că nimic întinat nu va intra acolo. Deci chemarea aceasta este pentru ca tu să câștigi, să beneficiezi de sfințenie, de neprihănire. Deci eu vă voi da odihnă, adică odihna, pacea, bucuria, liniștea, iertarea, viața veșnică, adică să fii viu pentru totdeauna, toate se capătă la cruce când vii la El. De aceea credință nu însemnează să faci ceva, ci credință însemnează să primești ceva făcut.
Deci nu trebuie să faci absolut nimic. Tocmai lucrul ăsta îl câștigă credința. Toate comorile, bogățiile nepătrunse de oameni care sunt la cruce sunt ale tale prin credință. Creștinismul nu începe cu un fă din partea ta, ci începe cu un făcut din partea lui. Gândiți-vă că femeile la înviere s-au dus la mormânt să facă ceva pentru Iisus. Surpriză! Când au ajuns acolo, totul era făcut. Invitația este pentru noi, veniți la mine și eu vă voi da. Noi suntem trudiții, noi suntem împovărații. El este Cel care dă, care plătește. Gândiți-vă, El și-a trimis Fiul să moară. Deci Fiul Lui a murit, Fiul Lui a suferit, Fiul Lui a pătimit. El plătește totul, El chinuie totul. Noi doar luăm. Asta se numește credință. Și chemarea aceasta este veniți la mine. Așa că dacă sunteți prieteni în seara aceasta împreună cu noi, trebuie să înțelegeți că nu puteți face nimic ca să fiți sfinți, neprihăniți și fără pată și să mergeți în cer. Efectiv, trebuie să veniți la El și prin credință să luați totul de la cruce. Binecuvântat să fie El. Dar nu la această chemare vreau să zăbovesc eu în după masa aceasta, în seara aceasta, ci la a doua chemare care zice cumva veniți după mine. Zice, dacă voiește cineva, Luca 9:23, dacă voiește cineva să vină după mine. Ei, dacă la prima chemare veniți la mine, beneficiarul, câștigătorul ești tu, plătitorul, perdantul este Dumnezeu, El moare, El suferă, El chinuie, El plătește, la a doua chemare veniți după mine, plătitorul sau perdantul ești tu și câștigătorul Dumnezeu. De data aceasta se inversează lucrurile. Asta este creștinismul complet. Da? Cum se inversează lucrurile? Dacă vrei să mergi după Domnul Iisus, deci dacă vrei să vii la Iisus, El pune totul, tu iei totul. Acum este invers. Dacă vrei să vii după Domnul Iisus, tu pui totul, El primește totul, câștigă împărăția Lui. Acum tu te lepezi de sine, tu ți-ai crucea în fiecare zi. Adică tu trebuie să faci ceva, tu trebuie să chinui, tu trebuie să te jertfești, tu trebuie să mori. În prima chemare moare El, în a doua chemare mori tu. Ăsta e creștinismul adevărat. Prima chemare e moartea Lui, a doua chemare e moartea mea. Nu se poate numai o moarte. Creștinismul are două morți, moartea Lui și moartea ta. Da? Și atunci aici eu sunt perdantul și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dacă nu vom înțelege chemarea asta, veniți după mine, să pierdem totul, să sacrificăm totul, să ne dăm viața, să murim, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu suntem pe calea îngustă. Eu am auzit multe predici sau am văzut în unele adunări că se explică calea îngustă fiind ceva și se explică așa, calea îngustă însemnează fără asta, fără asta, fără asta, fără asta. Și nu-i rău. Dar eu vă spun ce însemnează fără cale îngustă. Cale îngustă însemnează fără tine. Adică fără sinele tău. Nu se poate merge pe calea îngustă cu sinele tău. E fără tine. E fără mine. Tu trebuie să fii sacrificat. Ei, dacă nu înțelegi lucrul acesta, că tu trebuie să pierzi, trebuie să renunți la viața ta, dacă pui mai departe, auzi ce zice la versetul 24. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Trebuie să înțelegeți, cu sinele nu se poate merge pe calea îngustă. Tu trebuie să dispari. Tu trebuie să fii inexistent, pentru că altfel nu câștigă împărăția lui Dumnezeu, nu câștigă Dumnezeu. Nu poți să iei totul și să nu dai nimic. De aceea, dacă pot să afișez 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15, cred, dacă pot să afișez, e un lucru foarte frumos aici. Auziți ce spune la versetul 15, 2 Corinteni 5:15, El a murit pentru toți. De ce? Pentru ca cei ce trăiesc, ce să facă? Să trăiască pentru ei? Adică cum ai acceptat moartea Lui și acum vrei să trăiești pentru tine? Nu. Nu poți să iei în prima chemare tot, să iei tot de la cruce, să câștigi tot, să pleci și să trăiești pentru tine. Nu.
Dacă ai luat în prima chemare tot pentru tine, va trebui să te pierzi pe tine acum, să te sacrifici, să moară sinele tău și să trăiești pentru Dumnezeu. Deci El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Mai pune un verset, te rog, în continuare. 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Adică cum se poate cunoaște Hristos în felul lumii? Foarte simplu. A-L cunoaște pe Hristos în felul lumii însemnează să vii la El, că ai nevoie de iertarea Lui, de pacea Lui, de bucuria Lui, de liniștea Lui. Vrei să nu mori niciodată, să ai veșnicia, dar după aceea să pleci să trăiești pentru tine. Asta însemnează să-L cunoști pe Hristos într-un mod firesc, lumesc. Așa-L cunoaște lumea pe Hristos. Vrea iertarea Lui, dar nu vor când pleacă să trăiască pentru Dumnezeu. Ei, dacă ești un om firesc, lumesc, vei accepta că Iisus a murit. Vei accepta jertfa Lui, vei dori iertarea Lui. Asta și lumea o dorește, să duc la spovedanie, să duc la mărturisire, să duc într-o grămadă de pelerinaje pentru că doresc să fie iertați. Dar când plecăm de acolo, trebuie să trăim pentru Dumnezeu. Altfel, îl cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Eu, sinele meu, trebuie să dispar. De aceea, acum eu pun sacrificiu în a doua chemare. Nu poți să mergi după Domnul Iisus cu sinele tău. Un bătrânel care l-avem în zonă ne-a spus un lucru foarte frumos odată. Zice, cu coarnele de cerb care ți-au crescut, pe calea îngustă nu poți să mergi. Ei, la unii dintre noi ne-au crescut niște coarne, ca la cerb. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun cerb. Nu vorbesc acum de coarnele alea negative al lui Micheduță, ci de niște trofee. În generația trecută, coarnele de cerb erau trofee puse pentru unii în spațiile de acasă. Ei, trebuie să înțelegi, ne-au crescut niște coarne, niște trofee, ba de la frumusețe, ba că noi cântăm bine, ba că avem bani, ba că avem funcție, ba că suntem predicatori mari și noi tot crescut la coarne. Ei, cu coarnele astea de cerb înfumurați, grandomani, nu se poate merge pe calea îngustă. Tu trebuie să pierzi, trebuie să dispari. Le spuneam fraților când am fost înainte de a veni la dumneavoastră, că într-o duminică dimineața, cu vreo câteva săptămâni în urmă, au venit o familie cu un copil la binecuvântare. Și pe copil îl chema Iair. Zic, bă, dar voi de ce i-a spus numele Iair? Zic, știu. I-a spus numele Iair pentru că Iair a fost un personaj biblic care a cucerit niște cetăți înainte de a intra în Canaan și teritoriile cucerite s-au numit târgurile lui Iair. Și zic, bă, voi sigur ați spus numele Iair la copilul vostru pentru că vreți copilul vostru să devină un om de afaceri. Să aibă afaceri, să aibă târguri. Zice, nu. Zic, atunci, sigur, Iair a fost un judecător în Israel și sigur vreți copilul vostru să ajungă un, așa, cu funcție, cu poziție redutabil. Zice, nu. Păi atunci poate i-a spus numele Iair că Iair a fost tatăl lui Mardoheu și Mardoheu a devenit un erou național și poate vreți copilul vostru să fie un erou național. Zice, nu. Păi atunci poate i-a spus Iair pentru că a fost fruntașul sinagogii și vreți să devină un lider religios. Zice, nu. Păi zice, de ce i-a spus numele Iair? Și am întrebat pe părinți, bă, voi știți ce înseamnă Iair? Iair însemnează Dumnezeu strălucește. Dar pasajul care îl descrie pe Iair nu începe cu strălucirea lui Dumnezeu, începe cu strălucirea lui Iair și se termină cu strălucirea lui Hristos. Începe cu reputația lui, cu funcția lui, cu poziția lui, cu influența lui, cu relațiile lui și se termină cu strălucirea lui Iisus care zice la o fetiță moartă, Talita cumi, ridică-te zil. Dar fruntașul acesta n-a putut să vadă strălucirea lui Iisus până n-a fost dezbrăcat de strălucirea lui. Și niciunul dintre dumneavoastră nu veți putea vedea strălucirea lui Dumnezeu în puterea învierii dacă nu vă dezbrăcați de strălucirea dumneavoastră. Și Dumnezeu ne ajută. Știți cum ne-a ajutat pe Iair? Ce fetița mea trage să...
Și asta l-a dezbrăcat de tot. Dumneavoastră știți că la sinagogă se luau hotărâri ca cei care cred în Iisus să fie dați afară. Gândiți-vă la prietenii lui Iair când a murit fetița, au venit și zice, nu mai supăra pe învățătorul, cu oricum fetița ta a murit, n-are rost acum, măcar scapă-ți poziția, măcar scapă-ți influența, gândește-te că pierzi totul. Dar Iair s-a dezbrăcat de toată strălucirea lui, s-a așezat în praf înaintea lui Dumnezeu și a văzut strălucirea lui Iisus. Nu puteți, dragilor, și nu putem să vedem strălucirea Lui cu strălucirea noastră. De aceea trebuie să înțelegeți chemarea asta. Dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să dezbrace de toată strălucirea Lui. Și ascultați-mă, câteodată necazul, suferința, nu ocolește, lovește și dă bine. Spunea un tânăr de 30 de ani, zice, m-am dus la doctor că aveam probleme și s-a uitat după investigații doctorul și mi-a zis, ești plin de cancer. Zice, pentru prima dată în viața mea am ieșit pe ușă și mi-am dat seama cu adevărat cine eram. Și atunci când vine un cancer, când vine o boală, când vine un accident, când vine un necaz, te dezbracă de toată strălucirea ta. Și ascultați-mă, dacă nu ne dăm coarnele de cerb jos, ne ajută Dumnezeu. Și ne bagă într-o școală, dacă nu înțelegem, numită școala frângerii. Școala zdrobirii, unde Dumnezeu staie toate coarnele. Școala asta durează mulți ani până pacientul este lăsat aproape mort. Când este declarat mort, este bun pentru câștigul împărăției lui Dumnezeu. Deci, ascultați-mă, tot ce vrea Dumnezeu pentru unii dintre noi este să ne distrugă. Vrea să ne facă praf. Și n-are nicio milă de firea din tine, de sinele tău. Tot ce vrea Hristos este să vadă sinele tău pe cruce și tu să nu mai existi. Și noi nu înțelegem asta. Ne batem cu Dumnezeu. N-am înțeles că nu se poate merge după El cu sinele nostru, cu coarnele astea. Că Dumnezeu ne va zdrobi, ne va frânge, dar ne va face bine. Pentru că numai ăla care iasă din școala asta, trebuie să știți, sunt foarte puțini oameni în biserici care rezistă în școala asta. Cei mai mulți se pierd. Dar și ăla care a ieșit din școala asta a zdrobirii și a frângerii, omul ăla este folosit de Dumnezeu. Și miroase a mort. Dumneavoastră puteți înțelege că trebuie să miroase a mort după noi. Adică sinele nostru trebuie distrus, trebuie omorât, trebuie să moară, trebuie sacrificat. Dacă la prima chemare se sacrifică el, moare el, la a doua chemare mă sacrific și mor eu. Creștinismul are două părți, moartea lui și moartea mea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Duhul Sfânt are o mare legătură cu moartea sinelui. N-are nicio eficiență, nu că nu are putere, dar nu va avea eficiență, efect în viața ta dacă n-ai ajuns jos. Are o mare legătură. Cu cât moare sinele, cu atât prezența și umplerea cu Duhul Sfânt vor fi peste tine. Umplerea cu Duhul Sfânt are o mare legătură cu moartea sinelui. Atunci când mori tu, Duhul lui Dumnezeu se poate odihni în toată puterea Lui peste tine. Cum a zis Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu. S-a terminat cu mine, am dispărut. Trăiește Dumnezeu în mine. Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, nu are cum să împlinească ființa să trăiască prin mine dacă eu nu am murit. De aceea se cere acest sacrificiu și Dumnezeu duce lupte, ca și cu Iacov, să ne facă praf. Și noi nu înțelegem. Și Doamne, dar ce faci? Păi cum ce fac? Pune-te, rog, dacă poți, Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 22. Vreau să vă dau vreo două exemple biblice și exemple din afara Bibliei, dar dacă poți să pui Fapte 7 cu 22, aici este un personaj pe care dumneavoastră știți foarte bine, este vorba de Moise. Fiți atenți ce scrie aici. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Era vârf de piramidă de deștept. Era în culme în înțelepciune. Nu știu dacă ați auzit vreun om să învețe toată înțelepciunea românilor, sau toată înțelepciunea englezilor, sau toată înțelepciunea nemților.
Moise era atât de capacitat că toată înțelepciunea egiptenilor adunată în mintea lui, adică era vârf de piramidă în înțelepciune. Nu doar atât, zice, era puternic în cuvinte. Eu știu că dumneavoastră știți că Moise a fost gângav, dar trebuie să înțelegeți, la 40 de ani era în culme în înțelepciune, dar știa să-și exprime înțelepciunea în cuvinte, adică era în vârf de piramidă în explicație. Există oameni care au un cap, dar nu pot să explice. Nu se pot desfășura în explicație. Deși în mintea lor acumulează informații, înțelepciune, știință, nu pot să explice. Gândiți-vă, Moise era vârf de piramidă în înțelepciune și era vârf de piramidă în explicație. Și numai atât, era puternic în fapte, adică putea să pună în practică. Adică avea înțelepciune, o putea exprima și o practica. Era un fenomen rar, Moise. Era un savant, era un orator, era în vârf. Mai departe, versetul 7:23. Avea 40 de ani, în floarea vârstei, 40 de ani, cel în vârful piramidei, ca vârstă. Mai departe, versetul 24. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, a luat apărare, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât-o pe egiptean. A luat-o în egiptean și l-a băgat în pământ și l-a acoperit. Adică era și cu mușchi, avea și mușchi, era tare în forță, deci vârf în piramidă în înțelepciune, în exprimare, în practicare, în vârstă, în forță. Și acum fiți atenți și scrie versetul următor. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, și acum urmăriți, prin mâna lui, al lui Moise, că era vârf de piramidă în toate. Și bă, ăștia trebuie să priceapă că la cum îs eu de deștept și puternic, ăștia trebuie să înțeleagă că Dumnezeu pe mine mă va folosi. Și Dumnezeu s-a uitat probabil la Moise și a zis, bă, Moise, ești prea mare. Ești prea tare. Și trebuie să te fac mic. Și l-a băgat în școala asta, a avut 40 de ani, până i-a tăiat toate coarnele. Dumneavoastră știți ce făcea Moise în pustiu? Gândiți-vă, ăsta care era vârf de piramide în toate domeniile, în pustiu îi zice socru, să vezi la ora asta mulge oile. Te duci în partea aia și paști oile. Dumneavoastră vă dați seama ce umilință a suferit Moise. Încă 40 de ani și după 40 de ani Moise era gângav, cum îl cunoașteți dumneavoastră, și vine Dumnezeu și zice, hai, păi cu mine ce vrei să faci așa? Păi zice, acum ești pentru mine. Și acum vor înțelege toți, nu că prin mâna ta, ci că prin mâna mea de Dumnezeu dau izbăvirea. Deci dumneavoastră observați diferența. Există oameni cu capacități, cu Dumnezeu, bă, prin mâna mea Dumnezeu va face. Și Dumnezeu zice, bă, ești prea tare, hai să stai cu anele. Și vreo 40 de ani numai te frânge, numai te zdrobește și după aceea te folosește. De aceea dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu poate folosi oameni decât făcuți praf, decât care miroase a mort. Și asta nu ne place, ne place prima chemare, o desfășurăm, este frumoasă, veniți la mine și adevărat, luați tot, prin credință și pocăință, dar acum se schimbă totul, pun eu tot în chemarea a doua. Nu pot să merg după Domnul Iisus dacă n-am pus tot. Dacă nu, Dumnezeu mă va băga în școala asta și mă va frânge și mă va zdrobi. Unul dintre marii dirijorii ai lumii, Toscanini îl chema, a dirijat o orchestră într-o sală de concerte și au cântat Sinfonia Noua de Beethoven. Atât au cântat-o de bine, încât lumea era în delir. S-au ridicat în sală în picioare, au început să aplaude, să ovaționeze și nu știu dacă ați văzut vreodată vreo piesă de operă. De obicei, când se termină și toată lumea aplaudă, dirijorul se întoarce și face un semn de recunoștință. Și ăștia mai tare. Și când au văzut el ce delir se creează, s-a întors la orchestranții lui, s-a întins peste pupitru și a început să le spună următoarele cuvinte. Domnilor, eu Toscanini sunt nimic. Domnilor, voi orchestranții sunteți nimic. Domnilor, Beethoven este totul, pentru că cântăm muzica lui. Vreau să vă spun în seara asta ceva. Domnilor, eu sunt nimic. Domnilor, voi sunteți nimic. Domnilor, Iisus Hristos este totul. Păi cântăm muzica lui, simfonia lui, notele lui.
Ei, când n-ai înțeles lucrul ăsta, trebuie să fii frânt, trebuie să fii făcut praf. Zice o cântare de-a noastră, sunt un bulgăraș prea, sunt un strop de rou în soare și cu cât mă văd mai, cu atât tu te vezi, strălucești mai mare. Secretul, dragilor, să vezi strălucirea lui, nu este profesionismul, nu este vedetismul, ci este să te faci cât mai mic, cât mai mic, cât mai mic, cât mai mic, până devii un nimic. Cuvântul mic însemnează ceva, nimic îl conține și pe mic. Zice nimic, adică mai mult decât mic, nimic. Și asta trebuie să ajungi tu, să înțelegi că ești nimic. Și atunci Dumnezeu va străluci și îți va arăta slava Lui. Binecuvântat să fie. Spuneam, fraților, dacă pot să afișez Psalmul 133 cu versetul 1. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Spunea un frate de la creștin după Evanghelie, zice, într-o familie, când locuiesc frații împreună? Și zice el, zice, când sunt mici. Cu cât crește unul mai mare, deci eu cu mucoșii ăștia mici nu mai stau mie, îmi faci camera mea. Crește mai mare, vrea casa lui. Observați, cu cât ești mai mic, stai cu toți. Dom'le, 10 copii, frați, acolo se joacă, acolo mănâncă, fac prostii, se împacă, se ceartă, dorm. Cu cât un pic ai crescut mai mare, vrei camera ta. Dar mai stau cu toți mucoși aici. Și eu ți-au crescut niște corniță. Și Dumnezeu zice, băi, ești numai bun pentru școala mea. Am nevoie de absolvenți. Hai, intră aici până stai toate coarnele. Dumneavoastră înțelegeți? Spuneam și vă spun și dumneavoastră, șuvoiul Duhului Sfânt, apa aceasta curată, nu vine pe înălțim. Nici o apă nu se oprește pe înălțime. Toate apele se oprește și ocupă locurile joase. Cu cât ești mai mic, cu cât ești mai jos, cu atât umplerea vieții vine în tine. Nu poți să experimentezi viața lui Dumnezeu dacă nu ți-ai pierdut viața ta. Noi atât experimentăm din viața Lui când ne pierdem viața noastră. Este un schimb de vieți. Dumnezeu își dă viața Lui, eu îmi dau viața mea. Și numai când eu îmi dau și îmi sacrific viața, vine viața Lui Dumnezeu. De aceea părtășia are un secret, să fii mic. Și acum fiți atenți ce urmează, versetul 2. Este ca un de lemnul de preț. Dumneavoastră vreți ungerea? Vreți ungerea Duhului? Na, asta se dă numai peste aia mici. Care stau în părtășie mici, n-au moftă, n-au pretenție, au murit față de pretenția de sine, s-a terminat cu ei. Cum spuneam, dincolo devin rob și slugi. Vreau să vă întreb, când ați căutat ultima dată pe rețele de socializare, când ați căutat pe Google sau pe YouTube și ați scris cuvântul slugă? Dar voi ce căutați? Ce căutați pe YouTube? De ce nu căutați slugi? Pentru că nu vă place. Uitați-vă la ce căutați, că aia ne place să fim. Campioni, vedete. Nu scrii slugă, vreau să văd și eu cum se comportă slugile. Nu ne interesează. Dar trebuie să te intereseze. Pentru că acum tu trebuie să-ți pierzi viața și să câștigi împărăția lui Dumnezeu. Deci ungerea vine numai când ești mic. Mai departe, versetul 3. Este ca roa Hermonului, observați, roa prezintă o prospețime, o înviorare. Deci dacă vreți înviorare, dacă vreți prospețime, totul depinde să fii mic. N-ai nicio șansă de ungere, n-ai nicio șansă de prospețime, de înviorare. Uitați-vă dumneavoastră, zice, acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Deci viața, înviorarea, prospețimea, ungerea se capătă numai unde oamenii sunt mici. De aceea Dumnezeu se bate cu noi să ne distrugă, pentru că vrea să ne facă mici, să avem părtășie și să strălucească și să vină de la El ungerea, înviorarea, viața, binecuvântat să fie. Aș vrea să vă mai prezint un caz din Sfânta Scriptură.
Fiecare dintre dumneavoastră ați auzit de David. Trebuie să știți că David era un băiat marginalizat, aruncat la o parte. În timp ce frații lui, care arătau top model, erau la prezentarea pentru prezidențiale, el era să pască oile tatălui său. Adică n-avea nicio șansă, n-avea nicio valoare, taică s-o zis, tu te duci la oi, pentru că oricum n-ai șansă să devii rege. Și acum vine profetul bătrânul, prorocul, și îi vede pe toți, zice, băi, nu mai ai niciun copil. Zice, am unul, dar ăla e la oi. Și cheamă. Acum închipuiți-vă că David stă într-o pădure și paște oile. Și dintr-o dată fuge o slugă către el, zice, David, da, fugi. Băi, ce bătrânul, prorocul, văzătorul vrea să te vadă și pe tine. Și acum închipuiți-vă cum fuge David și aleargă David până ajunge în fața bătrânului proroc și când îl vede prorocul, zice lui David, îngenunchează. Mă gândiți-vă că băiatul ăsta a îngenunchiat și simte cum îi curge ceva pe cap. Copiii dumneavoastră nu înțeleg. Dar un copil de evreu știa că atunci când îți picură un de lemn pe cap, ești făcut rege. Gândiți-vă ce a trăit David acolo pe genunchi, când prorocul i-a dat ungerea și a strigat, iată unsul Domnului, ce zi memorabilă, ce zi uluitoare, ce experiență cu Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Din momentul ăla, în loc să fie înscris în linia regală, să-i se pună cununa, să aibă regatul și împărăția, intră ani de zile în suferință și în agonie până Dumnezeu îl face praf. Vrei să fii un rege după rânduiala lui David? Sau vrei să fii un rege după rânduiala lui Saul? Știți ce a fost dureros? Că bisturiu care a tăiat Dumnezeu în David era tocmai unsul domnului Saul. Acum dacă ar fi filistienii, dacă ar fi amaleciții, nu te-ar dura că spăgânii, dar cum, tocmai unsul Domnului să fie bisturiu cu care Dumnezeu mă formează pe mine, David, da? S-ar putea tocmai unul din biserică, tocmai unul din comitet, tocmai păstorul câteodată, să fie bisturiu și noi greșim, pe care îl folosește Dumnezeu ca să staie sinele, să sângereze acolo, să iasă tot puroiul. Și l-a mai folosit ca bisturiu Dumnezeu pe fiul lui Absalom. Nu să puteți înțelege, ăla care l-ai crescut, i-ai dat bani să duc la facultate, ai plătit toate examenele și acum se întoarce și se răzvătește împotriva ta și tu ca părinte suferi și bisturiu care Dumnezeu taie ca să te distrugă în sinele tău. Ascultați-mă, știți ce a făcut Saul? Saul a luat săgeata și a tras. Dacă ești un rege după rânduiala lui Saul, tragi săgeți. Dacă ești un rege după rânduială lui David, n-ai voie să iei săgeata și să dai înapoi. Saul era un nebun. El nu înțelegea că Dumnezeu scrie istoria și el alege regii. Dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți, David era un erou național. Femeile strigaseră după el, despre Saul spuneau, l-a bătut cu miile și David cu zecele de mii. A avut victorie, era un erou național. Până la urmă se putea duce la Saul și zice, bă nebunule, tu nu înțelegi, Dumnezeu te-a lepădat, m-a dat mie ungerea. Termină! Gata, s-a zis cu tine. N-a făcut asta niciodată, David. N-a luat săgeți să dea înapoi, ascultați-mă. Când luați săgeți și trageți, să știți că nu sunteți regi după rânduiala lui Saul, rânduiala lui David, ci sunteți regi după rânduiala lui Saul. E, în venele noastre la toți curge sânge de Saul. Trebuie să înțelegeți asta. Așa ne-am născut, cu sânge de sale. Noi avem dorința de a fi regi după rânduiala lui Saul. Nu vreau să pierd nimic, mă bat, omor, calc în picioare, dar nu pierd, câștig. E, Dumnezeu, ca să-l ucidă pe Saul, sinele ăsta, s-ar putea să-l folosească pe Saul și pe fiul tău ca să te taie, să te facă praf. Oare vei înțelege circumstanțele vieții? Oare vrei pricepe ce face Dumnezeu în tainele Lui ca să te facă omul Lui Dumnezeu? Dragilor, eu nu știu dacă dumneavoastră știți ce însemnează o celulă cancerigenă. Știți că mulți oameni au cancer, da? Ce însemnează o celulă cancerigenă? De obicei, desfășurarea celulelor este în felul următor. Se nasc,
trăiesc, fac urmași și mor. Celula cancerigenă este o celulă care nu mai vrea să moară. Schimbă cursul. În loc să se nască, să trăiască, să facă urmași și să moară, celula cancerigenă zice, nu vreau să mor. Și atunci mănâncă tot. Ați văzut cum arată un om bolnav de cancer? E mâncat tot. Numai că celula asta cancerigenă nu știe că mâncând din el, ăsta moare și moare și ea. Și de fapt se numește celulă sinucigașă. Adică mănâncă ca să nu-și piardă viața și în final moare. Dacă îți pierzi viața, lași urmași. Ei, unii dintre noi în trup suntem ca niște celule cancerigene. Mâncăm, tragem cu săgeți, ne luptăm, ne batem. Nu! N-avem voie să pierdem! Trebuie să înțelegeți, dragilor, Dumnezeu scrie istoria. Dumnezeu pune regi. Dumnezeu ne folosește. Nu fiți o celulă cancerigenă care mâncați, că vă faceți rău. Și într-o bună zi o să pieriți și o să muriți. Vreau să vă citesc ceva în final. Ceva foarte, foarte important ce mi-am scris aici. Rugăciunea cuiva, a unui mare sfânt, a fost așa. Doamne, întărește-mă împotriva mea, lașul cu glas plângăreț, care tânjește după confort, tihnă și veselie. Eu, marele meu trădător, eu, cel mai ipocrit prieten al meu, eu, dușmanul meu cel mai fioros, eu, obstacolul meu oriunde mă duc, distruge-mă. Asta e rugăciunea unui om al lui Dumnezeu. Nu putem experimenta viața ca o celulă cancerigenă. Luther a spus, nu am nici cea mai mică frică de puterile iadului, cu atât mai puțin de papă și cardinalii lui. Mă tem de inima mea mai mult decât de papă și de toți cardinalii lui, căci înăuntrul meu este un papă care domnește, eul meu, care trebuie distrus. John Knox, unul dintre marii sfinți ai lumii, a spus, descoper în mine numai deșertăciune și stricăciune. Creștinismul este un schimb de viață. În două chemări, veniți la mine și vă dau tot, dar eu îmi pierd viața. A doua chemare, veniți după mine, dar dăm noi tot și ne pierdem viața. Ăsta este creștinismul autentic. Cu cât vom înțelege lecția mai bine, ne vom scuti de ani de suferință, de luptă cu Dumnezeu. Țineți minte, Dumnezeu n-are nicio milă de noi. Vrea să ne distrugă sinele, să-L vadă pe cruce. Din școala asta ies foarte puțini oameni. Eu am rămas uimit cum a zis cineva despre un tânăr care a scăpat de la seminar și a ajuns păstor după 3-4 ani de seminar și îl întreabă fratele, măi, dar cum a putut un seminar în 3 ani să facă din tine un bătrân? Cum? Că Biblia spune că bătrânii au durere, adică se acumulează experiență. Cum în 3 ani ai ajuns un bătrân? Să nu crezi că ești buricul pământului. Se va lupta Dumnezeu cu noi. Cu mine se luptă de 50 de ani să-mi taie coarnele și tot mai am. Și m-am tot întrebat mulți ani, Doamne, ce faci? Stai cu coarnele. Vei pleca în seara asta acasă. Poate că nu ai digerat chiar așa de plăcut mâncarea din seara asta, dar o să-ți facă bine. Noi suntem obișnuiți cu predici din asta Pepsi, știi, care să când faci... Dar s-ar putea să nu fie sănătos. Dacă vă duceți, vă cheamă cineva și vă duceți la o masă și vă pune înainte așa purcelușul la grătar, Pepsi lângă și vă pune în altă parte păstăi de fasole verde, porumb. Care e mai sănătos? Dar dumneavoastră ce ați mâncat? Știm ce e sănătos.
știm că asta însemnează ca Dumnezeu să ne distrugă euul, dar a mânca tot purcel la rotisor. E treaba dumneavoastră ce consumați. Treaba mea a fost să vă prezint cele două chemări. Veniți la mine și eu vă dau. Veniți după mine și dați voi. Ele se completează una pe cealaltă. Cea de-a doua e pe cale de dispariție, pentru că oamenii nu răspund la chemarea asta. Vin, iau tot și pleacă trăind pentru ei. Drum bun, faceți ce vreți dumneavoastră, dar s-ar putea pe cale să vă întâlniți cu Dumnezeu, care se va lupta până știe El cu dumneavoastră, până șchiopătați de un picior și vă face bine și ne face bine și după aceea iasă din noi un Israel. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune, după aceea tinerii se pregătesc să cânte o cântare. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu, să te gândești la viața ta. N-ai vrea în seara aceasta să îi dai viața lui, să o pierzi, să trăiești pentru Dumnezeu. Dacă ești un prieten și n-ai venit la cruce, vino și ia tot, e totul pentru tine. Are iertare, are odihnă, are pace. Nu vei mai muri niciodată, vei fi viu pentru totdeauna. Vino și ia tot de la cruce, toate victorile, toate bogățiile, toate comorile sunt ale tale. Nu trebuie să faci decât să crezi și să te pocăiești. Dar chemarea a doua este veniți după mine. Cu coarnele de cerb care ți-au crescut, nu poți merge pe calea îngustă. Calea îngustă însemnează fără tine, fără mine, fără sine. De aceea vom intra într-o școală ani de zile până când vom fi lăsați aproape morți, ca să putem străluci cu slava lui Dumnezeu. N-ai cum să vezi această strălucire a lui Dumnezeu dacă nu te dezbraci de slava ta, dacă nu te faci mic, dacă nu înțelegi în seara asta că ești nimic, că Dumnezeu este totul. Doamne, aș vrea eu să mă predau ție în seara aceasta, să renunț la viața mea, la gândurile mele, la planurile mele și să trăiesc pentru tine. Adevărata libertate se experimentează doar aici, la picioarele tale. Mulțumesc că mi-ai dat iertare, mulțumesc că ne-ai dat iertare, că ne-ai curățit, că ne-ai sfințit. Am venit și am luat totul, dar am plecat și am trăit pentru noi fără să punem nimic. În seara aceasta te rugăm să ne ajut să ne predăm, să-ți dăm totul, să punem totul și să trăim pentru tine. Ajută-ne să nu fim un rege după rânduiala lui Saul, care aruncă săgeți ca să obțină puterea, ci ajută-ne să stăm smeriți și mici ca David până Tu ne dai împărăția, până când Tu strălucești. Ajută-ne să nu fim o celulă cancerigenă, să mâncăm peste tot și în final să ne pierdem viața. Ajută-ne să ne pierdem viața pentru Tine și apoi o vom câștiga. Dă înțelepciune și lumină cu privire la acest cuvânt, Tată, căci te-am rugat în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.